am hotărât să facem această asociație, pentru că la noi în comună sunt foarte multe femei care nu au servici. Și atunci am zis să câștige ceva din valorificarea tradițiilor noastre populare. Era viața aceea monotonă a femeii casnicii, care știi de gospodării, copii, agricultura de subsistență care duceam. Ei, și acum cu Olvijul, gata, deja mi-a schimbat viața. Putem spune că suntem și noi femeie. O femeie poate să fie și o bună gospodină și o femeie de afaceri de succes. Numai să-și dorească asta, deci asta este cel mai important. Noi, la rândul nostru, o să învățăm și pe alții, da. Și copiii în special, să aibă activități extrașcolare sau lucru manual. Chiar ne-am gândit ora de lucru manual să fie aici în atelier, să învățăm pe copii a croșeta, a tricota. World Vision, noi nu eram aici, nu existam. A fost liantul de care noi aveam nevoie. Proiect cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!